să fii lumină, omule, pentru că e atâta întuneric în lumea asta și oamenii au nevoie să mai vadă și lumină. Atâtea lucruri ți-aș spune, tată, dar mi-e frică să nu scoți iar pumne din cutia lor de carton. Ți-aș spune că viața nu înseamnă doar ancor, că femeia nu e o cârpă cu care îți ștergi toate greșelile și că un copil bolnav nu e o povară, e doar un copil care așteaptă să-i se repare aripile. Ți-aș spune că trecutul nu poate fi șters cu buretele de vase și că fiecare traumă stă lipită de suflet precum gâzele moarte sau lipite de pereți. Tu nu știi decât să distrugi tot ceea ce alții încearcă să construiască. Ai înlocuit iubirea cu dispreț și, deși încerc să cred că bunătatea ta e doar îngropată pe undeva prin tine, îmi dau seama că pe zi ce trece devii un străin, mereu nervos, mereu amenințând cu moartea, mereu distrugând ultima mea fărâmă de lumină. Ți-aș spune că te urăsc, tată, dar tot pe mine mă urăsc a doua zi când îmi dau seama că poate doar îmi imaginez sângere, că poate toată violența ta e un fel de afecțiune pe care eu nu o pot înțelege. Ți-aș spune că mă doare și sufăr între pereții casei, dar tu te gândești numai la moartea noastră și eu nu pot lupta singură pentru întreaga familie. Să vă spun cu tremurător. Am urmărit-o pe Ana Maria în timp. Am citit pe chipul ei ceea ce ascunde parțial în sufletul ei. Chiar am discutat odată cu tine, Ana Maria, de anumite lucruri. Personal spun că ai un limbaj specific care deja te caracterizează. E o binare de tristețe și bucurie, de moarte și viață. Impresionant. Vezi tu lucrurile cu familia, cu viața în sine. Impresionant că la vârsta ta ai acea maturitate, acea filozofie care încearcă să rezolve problemele vieții și nu rezolvă mai nimic. Da, e bine. Asta e părerea mea personală despre ce a citit colega noastră, Ana Maria. Vă rog, cine mai are? Sigur că da. Vă rog. Ana Maria, unde ai citit versurile acestea cu așa o intonație de corectă și de plăcută și ai reușit să, prin intonația ta în primul rând, ai reușit să mă impresionezi, nu numai pe mine, cred că și pe alții. Dar aici vreau să-mi răspund. Cum de ai citit cu atâta, cu o intonație care este de obicei cerută de niște reguli? Dar să vă spun, eu nu țin cont de niște reguli atunci când citesc. Da, dar problema este că te rog frumos să vii aici. N-aude, doamnă. O să încerc să vorbesc mai tare. Da, da, foarte bine ca să audă. Eu nu țin cont de nicio regulă atunci când citesc. Eu doar simt cuvântul și încerc să nu mă las dărâmată de cuvintele mele. Atâta tot. Da, dar dacă un cititor, mare iubitor de poezie, nu-ți știe dinainte sentimentele, el cum poate să citească așteptându-se la niște reguli pe care trebuie să le respecte? Dacă așteaptă niște reguli, atunci nu citește ce trebuie. Reguli intuitive. Eu vreau să ajung la următorul fapt și în cealaltă dată când ai citit poeziile, le-am văzut, din punct de vedere al emoției transmise jos pălăria, dar profesia pe care am avut-o mă face să fiu foarte conservatoare în ceea ce privește regulile limbii. Pentru că stadiul în care este limba română acum este rezultatul
unor eforturi de sute de ani. Și mari cărturari, mari lingviști au muncit, au luptat, chiar au luptat pentru adoptarea unor reguli. Eu nu sunt de acord cu tine că nu folosești punctuația. Știu că nu folosești. Dar să știi că au fost poeți care au vrut să inventeze, să facă ceva nou. Dadaiștii și alții și alții. Deși sunt recunoscuți ca poeți mari, ei nu sunt... Deci, istoria literară îi include în rândul poeților mari, dar cititorii nu. De aceea nu se vorbește despre ei aproape deloc. Deci, eu consider că trebuie să respectăm... Consider că trebuie să respectăm regulile limbii noastre. Da. Știu că doamna profesoară, mulțumim că trebuie să fim conștiți. Asta a fost părerea mea. Am înțeles. Eu nu pot să schimb nimic. Respectăm părerea dumneavoastră, dar să știți că prea mult tehnicism, prea mult... Eu nu cred în oamenii ăștia care au o specializare extraordinară și scriu versuri tehnic, cum vreți dumneavoastră. De regulă, cei care au făcut... Sunt mulți care au făcut filologie, s-au specializat, dar sunt puțini care sunt poeți. Ea e poetă așa cum simte ea, cum trăiește ea, părerea mea asta este. Nu... Dar dacă s-ar citi poezia care se scrie astăzi, poate peste 95% este scrisă doar cu virgule, fără virgule. Sigur că da. Mai mult decât atât, cuvinte din limba străină, engleză sau franceză sau germană, scrisă așa cum se aud, nu cum se scriu corect. Da. Bun, dar ea nu face treaba asta, ea are poezia ei, asta are... Asta este... Eu dacă tot am început să vorbesc, vreau să spun că... Corect, mulțumim, poftim, domnule. Să cunoaște că are lectură. Sigur. Lectura, da, din păcate am întâlnit poeți care scriu și au rămas cu lecturile din liceu și au acum 60 sau 70 de ani și fac rime fără să știe ce se întâmplă astăzi în literatură. Domnul Barganiș? Vreau să rămuresc cu o mică problemă. Și o să mă refer începând din muzică. În muzică este un termen ad libitum. Asta este și lipsa de punctuație în literatură. Ad libitum înseamnă că citește fiecare cum simte. Corect. Asta este poezia modernă pe care o da, am înțeles. Bun. Rusia este tributară lui Whitman. Mulțumesc, domnul Barganiș. Mai avem? Te rog. Eu să zic ceva scurt. În estetică există mereu o dihotomie, adică două chestii. Artiștii care sunt care aplică esteticul, care fac ceva practic, iar fiecare artist are nevoie de un teoretician al esteticii ca să interpreteze. Adică, să zicem, poeții care nu sunt specializați în literatură, ei sunt artiști în adevăratul sens al cuvântului. Ei fac partea practică. Iar pentru asta există esteticieni care să interpreteze tot ceea ce spun sau să insereze părerile lor personale din punct de vedere tehnic. Da, mulțumim. Haideți să continuăm. Ana Maria, toți credem în tine. Sigur vei veni cu lucruri interesante, vei merge pe o pantă ascendentă cu personalitatea ta. Mult succes! Continuăm. Aplaudați, vă rog! Doamna Șanu Paula are și ea ceva pregătit pentru noi. Dacă e bine la... Doamnă, eu stau cu minte deoparte și gândi mă ta să citește aici, se aud toată lumea. Microfonul ăsta merge bine și mi se pare că ideea cu microfonul e bună. Hai. Citesc? Eu, aici. Ca să nu mă... Aici. Nu. Acolo, aici. Am înțeles. Stă. Dar eu pot pune microfon.
că am găsit soluția. Poftim. Așa, hai. Un pic mai. E bine? Și un pic mai aproape mă tare. Așa, hei. Haideți să o ascultăm, vă rog. E cel mai bine, cel mai bine așa, da? Doamna Drăgușanu Paula. Nu se încadrează nici mai poezie, nu se încadrează nici mai eseu. Ceea ce scriu eu e text. Mi-aș dori să existe o carte de bucate a vieții. Am văzut azi un film și am rămas cu fraza asta. Da, aș vrea, cred, să existe o astfel de carte, să o am în bibliotecă și să o iau din când în când pentru a alege rețetele. Cred că mulți dintre noi aleargă după rețete și după lucruri cântărite, după mirodenii, dacă se poate, exotice. Și dacă se poate, chiar ne dorim să fim bucătari profesioniști. Fără experiență, dar profesioniști. Și nu ne prea iese. Ne suplecăm în fiecare dimineață și ne alegem rețeta. Ne-o dorim, căutăm ingredientele, punem suflet și până să se sfârșească ziua, constatăm că rețeta ne-a ales pe noi, nu noi pe ea. Vânători ai unei rețete perfecte, încurcați de gramaje inexacte, de maioneze tăiate și cruste sfărâmate, de ingrediente expirate sau creme înnăcrite, dăm chix cu un final neașteptat. Pentru că am bunat perfecțiunea. Și uite așa cred eu, dacă ar exista o carte de bucate a vieții, nu aș avea ce face cu ea. I-aș mângâia pe perțile, aș șterge praful de pe contor, periodic, și cam atât. La cum am trăit până acum, prefer să-mi suplec mânecile, să pun muzică și să gătesc din ochi fluturii.